Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi prezenta crearea unui personaj animat într-o aplicație grafică 2D. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți această prezentare. Pentru a crea un personaj animat, am ales ca aplicație aplicația Pencil 2D. Este un software gratuit cu interfață intuitivă, cu compatibilitate pentru sistemele de operare Windows, Linux și OS X. Aplicația are un design minimalist care vă permite să creați animații cu ușurință. Poate fi descărcată de la această adresă. Aceasta este interfața aplicației Pencil 2D. Nu am utilizat în această prezentare toate instrumentele și toate facilitățile. O să vedeți că am utilizat multe opțiuni din meniul aplicației și, bineînțeles, introducerea unor frame-uri. Personajul cu care voi lucra în continuare se numește Puffy. El va trebui să se miște, sugerând faptul că spune o poveste. Pentru aceasta am pregătit 5 imagini cu diverse poziții ale Puffy pentru a sugera mișcarea și animația acestui personaj. Aceste imagini le vom utiliza în continuare. Încep crearea animației. Mă asigur că sunt pe primul frame, apoi din meniul File, din opțiunea Import, aleg Image și caut prima imagine a lui Puffy pe care o import pe pânza de desen. Cu ajutorul butonului plus din dreptul opțiunii Case, mai adaug un frame, astfel încât să mă asigur că sunt pe frame-ul 2 și apoi parcurg din nou pașii. Cu ajutorul opțiunii Import din meniul File, aleg imaginea corespunzătoare imaginii 2 a lui Puffy pe care o inserez pe pânza de desen a celui de-al doilea frame. Repet pașii anteriori pentru fiecare frame în parte, adică adaug câte un frame, pe fiecare frame import imaginea corespunzătoare a lui Puffy și am ajuns la al cincilea frame unde import a cincea imagine a lui Puffy. În momentul în care am terminat de construit cele 5 frame-uri, aș vrea să văd animația pe care am realizat-o. Pentru aceasta, utilizez butonul Play. După ce am finalizat animația, am opțiunea Export în meniul File, care îmi permite exportul acestei animații ca film, alegând opțiunea Movie, și atunci afișierul pe care o să îl vedeți creat va fi de tip MP4, dar eu am ales astăzi să export ca GIF, astfel încât am ales opțiunea Animated GIF. Și acesta este rezultatul pe care l-am obținut.
Am animat personajul Puffy. El este acum într-o prezentare, își prezintă povestea lui. Vă doresc succes în continuare pentru crearea propriilor animații. După cum ați observat, astăzi v-am prezentat crearea unui personaj animat într-o aplicație grafică 2D. Puteți în această aplicație pe care v-am prezentat-o azi să creați propriile voastre desene animate sau să utilizați, așa cum ați văzut la mine, imagini create anterior. Vă doresc succes în continuare!